Săptămâna aceasta au reînceput lucrările de reabilitare a podului de la Ovidiu. Deși nu este un secret faptul că era necesar o astfel de intervenție, șoferii care tranzitează zona au nervii întinși la maxim. Pentru cei care vor să ajungă în Constanța, coada începe din localitatea Lumina. Se intersectează cu blocajul care se formează pe DN2A, iar acolo începe calvarul. Pe celălalt sens de mers, mai exact înainte de podul de la Ovidiu, începe ambuteiajul care și acesta se întinde pe kilometri întregi, iar aproape de pod se intersectează cu mașinile care coboară de pe autostradă. Deși nu este oră de vârb, dinspre cele două localități, Mihail Cogălnicianu și Lumina, cozile către Ovidiu sunt kilometrice. Uitați-vă și dumneavoastră să circulă într-un... Treceți des pe aici. Infernal, da? Poftim? Treceți des pe aici. Da, aproape în fiecare zi. Sunt șoferi care circulă zilnic prin zonă și cu greu își stăpânesc furia. Greu de tot, greu. Mai suportați? Mai suportăm, ce să facem? Dar pe partea cealaltă cât de mult stați? Stăm și acolo, stăm o grămadă, o oră, două, cam așa. De la Lumina încoace foarte dificil este drumul. Foarte aglomerat. Construcția a fost realizată în aproximativ un an, în perioada 1985-1986, iar de atunci nu a mai fost reabilitată vreodată, spun surse din interiorul primăriei Ovidiu. Podul este situat pe DN2A, traversând la kilometrul 196 plus 739 canalul Poarta Albă Midiană-Vodari și are lungime totală de peste 280 de metri, în timp ce lățimea părții carosabile are 14 metri. În acest moment se lucrează la cea de-a doua parte a podului. Se înlocuiește balustrada, se schimbă sistemul de iluminat și se reabilitează taluzul. Nu e lucrarea noastră, dar trebuie realizată. Și să nu uităm faptul că totuși acest pod a fost construit, iată, de comuniști în perioada 85-86. L-au construit în decurs de un an, noi vrem să-l reparăm într-un an, cu siguranță va fi reparat mult mai repede. Disconfortul există și pentru locuitorii din orașul Ovidiu, mai ales pentru locuitorii din orașul Ovidiu, dar și pentru cei care tranzitează și vor să ajungă spre Constanța și în mod special navetiștii. Se vede diferența, cum arăta înainte și cum o să arate. Prima parte a lucrărilor a fost demarată la începutul anului și a durat în jur de două luni. Cea de-a doua parte a proiectului va fi gata până pe 30 octombrie, spun autoritățile. Cam două luni au lucrat atunci. A fost, odată cu începerea sezonului estival, s-a închis lucrarea și am spus că în septembrie va începe după ce terminăm cu turiști. Proiectul de reabilitare a podului din Ovidiu aparține Ministerului Transporturilor, iar valoarea totală depășește 32 de milioane de lei, fonduri externe nerambursabile de la bugetul de stat.